Dacă dorești să-ți corectezi postura sau să-ți readuci scheletul în poziția lui firească a ta sau a copilului tău, te invit să vezi acest video. Salut, bine ai venit la mine în vizită, mă numesc Viorica Trohin și promovez un stil de viață sănătos pentru corp, minte și suflet. Mulțumesc mult tuturor celor care s-au abonat la canalul meu. Din cauza modului sedentar de viață, orele lungi petrecute la birou sau la școală, obiceiul de a merge cu mașina zi de zi, chiar și poziția în care dormim, toate acestea duc la probleme de coloană vertebrală și ne cauzează dureri de spate mai mult sau mai puțin suportabile. Și în scurt timp ne trezim cu spatele arcuit. Ce putem face? Recomand un exercițiu pentru îndreptarea spatelui, care este foarte simplu. Acest exercițiu a fost elaborat de medicul japonez și binecunoscutul fizioterapeut pe nume Fukutsuji. Scopul e pentru a corecta silueta, pentru a alătura burta și a îndrepta spatele, care se face timp de 5 minute pe zi. Acest exercițiu poate fi făcut atât de copii cât și de adulți. Important să fie făcut pe stomacul gol. Cel mai recomandat este să fie făcut dimineața, după sportul care îl practicăm, însă poate fi făcut și seara cu copiii înainte de somn. Acest medic, Fukutsuji, a devenit celebru în țara sa natală datorită cărții care a publicat-o cu privire la modul de combatere a problemelor de spate. Cartea s-a vândut cu succes peste 6 milioane de exemplare în toată Asia. Beneficiile acestui exercițiu sunt: ajută la îmbunătățirea posturii și de a îndrepta spatele, de a diminua cât mai mult durerile de spate, se reduce grăsimea din jurul taliei, se îmbunătățește vederea, cei care au dureri de cap se reduc durerile de cap și îmbunătățește circulația sângelui. Haideți să vedeți cum se face acest exercițiu. Pentru acest exercițiu avem nevoie de un prosop cel puțin 40 cm în lungime pentru adult, să aibă o grosime de 70 cm. La copii un prosop mai mic și grosimea să fie începând cu 5 cm. Prosopul îl rulăm cât mai strâns și legăm cu o sfoară sau îl prindem cu elastice. Ne așezăm pe o suprafață orizontală rigidă, poate fi pe podea sau pe un covoraș pentru fitness și punem prosopul în spate. Ne lăsăm atent pe spate, ținând prosopul cu mâinile, astfel încât să se poziționeze exact sub buric. Plasarea prosopului în această zonă este importantă, însă cu timpul poate fi plasat mai sus sau mai jos. Picioarele sunt ușor depărtate, trebuie să unim cele două degete mari de la picioare, în timp ce călcâile rămân la o distanță de 20-25 cm. Mâinile le întindem deasupra capului, menținându-le paralel cu solul. Apoi unim vârfurile degetelor mici și menținem această poziție timp de 5 minute. La prima vedere pare foarte simplu, dar atunci când începem să facem, este destul de greu de executat. Cuvântul inconfortabil este descris de doctorul Fukutsuji. Când am început să fac acest exercițiu, a fost un pic dureros la început, dar făcându-l zilnic și stând în această poziție, după un timp a fost mult mai ușor, iar durerile au dispărut vizibil.
Asta deoarece osul pelvian și cel subcostal revin în pozițiile lor corecte. Cei care nu pot sta timp de 5 minute pot să înceapă cu 1 minut, 2, apoi gradual ar trebui să crească durata exercițiului, maxim 5 minute. După ce ai făcut acest exercițiu, e important să ne ridicăm atent, deoarece în timpul exercițiului oasele și încheieturile se deplasează puțin. Dacă vă ridicați corect, veți simți cum scheletul începe să se îndrepte, revenind la poziția firească. Burta se va reduce, organele interne se vor așeza în pozițiile corecte. Rezultatul va fi vizibil într-o lună. Acest exercițiu simplu, dar eficient, este o alternativă pentru exercițiile fizice de fortificare a coloanei vertebrale. Vă promit că dacă încerci acest exercițiu măcar o singură dată, vei vedea că după 2-3 ore vei avea și vei merge cu spatele drept. Spatele pur și simplu nu va fi capabil să se răsucească înapoi. Ai grijă de sănătatea ta, rezervă doar câteva minute pe zi acestui exercițiu și vei vedea cum te vei simți mai bine, mai încrezătoare în propriile forțe. Se știe că postura este esențială nu doar pentru sănătate, ci și pentru atitudine. Vă mulțumesc că ai rezistat să vizionezi acest video până la sfârșit. Ne vedem data viitoare dacă ești abonat. Vă mulțumesc, totul este iubire!